Ministerul Sănătății evaluează în ce măsură spitalele speciale pentru COVID-19 pot fi redeschise pentru toate categoriile de pacienți și cu alte afecțiuni în afară de infecția cu noul coronavirus. Ministrul Nelu Tătaru a declarat pentru Europa FM că readaptarea spitalelor se va face progresiv, cu personal și circuite separate pentru spațiile COVID și non-COVID. În plus, chiar și după redeschidere, spitalele COVID vor rămâne în rezervă, în eventualitatea unui al doilea val. Suntem în momentul în care putem începe modificarea sau readaptarea acestor spitale în condițiile în care avem un pavilion separat în care putem gestiona numărul mic de cazuri cu infecții COVID care au mai rămas și putem face sau reface acele circuite în spitale pentru patologie non-COVID, dar condițiile rămân aceleași, personal separat, tot ce înseamnă circuite separate, dar suntem la un început de evaluare. Deocamdată rămân pentru non-COVID spitalele județene, cele care sunt cele mai complexe, cu dotarea cea mai bună în acest moment, pentru tot ce înseamnă patologie non-COVID. Readaptarea sau revenirea în spitalele suport COVID a patologiei non-COVID se va face progresiv, odată cu scăderea numărului de cazuri până la epuizare de infecție COVID în aceste spitale. Menționez că aceste spitale de fază 1, fază 2 sau spitale de suport rămân în rezervă în eventualitatea unui al doilea val. Aproape 50 de spitale din toată țara primesc, de la jumătatea lunii aprilie, numai bolnavi de COVID. Săptămâna aceasta, Spitalul Județean Suceava, desemnat unitate medicală pentru tratamentul pacienților cu noul coronavirus, a început demersurile pentru reluarea activității în celelalte secții pentru pacienții non-COVID.